Când vine vorba de concesionări sau vânzări ale terenurilor care aparțin administrației locale câmpinene, apar mai tot timpul discuții. Așa s-a întâmplat și în cadrul ședinței de Consiliu Local care a avut loc la sfârșitul lunii august. Motivul? Firma care evaluează aceste terenuri. Controversa a apărut din cauza diferenței de prețuri ale terenurilor situate în zone apropiate din oraș. Adică exista un teren cu evaluare pe strada Alexandru Iancuza, dacă nu mă înșel, cu 25 de euro pe metru pătrat. Un teren situat pe strada Murgului cu 21 de euro pe metru pătrat, un teren situat pe strada Voila cu 26 de euro pe metru pătrat, undeva în capătul străzii Voila. Pentru că unele terenuri sunt apropiate ca distanță, dar au prețuri foarte diferite, aleșii locale au ajuns să-și pună un semn de întrebare în ceea ce privește firma care se ocupă de aceste evaluări. Sunt diferențe mari între prețuri și nu ni se pare că sunt prețurile potrivite cu poziția fiecărui teren. De aceea, pentru că avem reclamații repetate din partea consiliilor care relevă această neconcordanță a prețurilor, și se presupune că există anumite influențe, probabil, către firma care face evaluarea, vrem să reziliem contractul cu această societate comercială și să refacem selecția de oferte sau să facem o nouă selecție de oferte, să găsim și o altă societate care să facă evaluările mai apropiate de prețurile pieței. Firma care se ocupă de evaluarea terenurilor din Câmpina aparținând municipalității are contract cu primăria din anul 2010.